transformă, între ghilimele, iubitul sau soțul după ce bea un pahar sau două peste măsură? Cum face iubitul tău la beție? Cum devine? Ce face la beție? Cum e? E din ăla moale care o dă în caterincă sau devine... Nu știu, mai agresiv, mai, mă rog, era mai violent. Italia. Izabela și Ionuț. N-am apucat să scriu. N-ați apucat? Nici hai, scrieți apucat. Dacă n-ați apucat, că o să ne explicați după ce scrieți. Scrieți. Dacă bea vreun pahar, două, cum face soțul vostru? E, ați spus, un tip care se duce și se culcă, e blajin, iubește pe toată lumea sau nu? Dansează, spune Izabela și el zice, o iau razna și... Vorbesc aiurea. Și vorbește aiurea? Da. Păi ori dansezi, ori vorbește aiurea. Sună așa alta. Mai întâi începe dansează. Și după aceea este prima fază. Prima fază este dansează. Și după aia ce face el cu el? După aia... Are mai multe vorbe la el când, după ce bea, are mai mult tupeu. Da, mai face și scandal din când în când? Nu. Nu face? Nu. E mai tupeist. Nu, n-are chestia de bețiv ăla violent. E bețiv ăla cu care te distrezi și râzi de el că e penibil, dar nu. Auzi, eu nu. Nu ai ce să faci. Se mai întâmplă. Toți bărbații mai beau câteodată. Franci și Bogdan. Bogdan, tu bei? Și că pe sistemul cojocarul n-are cojoace, pantofarul n-are papuci și barmanul nu bea, nu? Sau... Ba, mai beau și eu așa, mai răruț. Că e agitat, zice. Și el zice, mai muțăreală și caterincă. Ce agitație, așa. Da? Atmosferă, mai ales dacă e mai multă lume. Ești băiatul de gașcă în toi. Întrețin atmosfera. Întrețin atmosfera, na. Da, ești băiatul de gașcă, faci... Da. Acum, agitat că cu mai muțăreală, îi dăm puncte, înseamnă același lucru, voi ce înțelegeți? Ce înțelegeți voi? Nu prea topoloveniu. Da. Mă las, topoloveniu. Te descurci cu el, îi dai un cocktail după și vezi, poate îți trimite și el un magin de bune. Mergeți la o bere, faci tu cinste Bogdane că ești de-al casei și o dați la pace. Aida și Nicu, în ce se transformă iubitul tău dacă bea un pahar peste măsură? Nu bea mult, un tip hazliu, zice el. Hai mă, acum, că vreau și eu să vă dau puncte, cum mai răspunde Aida. Acum a întors Aida foaia. Nu l-am întors, poate înainte de mine, eu nu l-am văzut beat vreodată de când îl nu știu beat, de am mințit așa, puțin. Dar dacă el bea o bere de 33 de mililitri și nici paia întreagă... A, Nicule, ce-am făcut, mă, Nicu? Ce-am făcut? Consider că n-a avut bețiv. Ocazia să mă vadă bine, nu, deci, că nu consum în exces, dar... Mai a avut momente unde poate n-a realizat ea. Nu, devine un tip amuzant. Ești amuzant. Da. Faci glume. Ești pus pe șotii. Și ultima întrebare.